în municipiul Chișinău au loc proteste care, din păcate, au degenerat în violențe și în urma cărora au fost devastate sediile a două instituții de stat, președinția și Parlamentul. Eforturile pe care le-am depus și le depunem și le vom depune în continuare este să chemăm acești oameni care se află în fața președinției și Parlamentului, în Piața Marea Adunării Naționale, pentru ca acolo să-și poată exprima liber punctul de vedere. Din acest punct de vedere, am propus Partidului Comuniștilor următoarele. În primul rând, să se plece de la o premiză neutră și să nu fie acuzat nimeni de lovitură de stat. În al doilea rând, să nu fie transmis niciun fel de mesaj în vederea obstrucționării în vreun fel a dreptului de a-și exprima liber punctul de vedere, dreptul de a protesta al cetățenilor care sunt în piață, pentru ca ei să știe că pot liber să-și spună punctul de vedere vis-a-vis de nemulțumirea cu privire la rezultatul alegerilor. În al treilea rând, să fie asigurat acces la televiziunea publică, Teleradio Moldova, în mod egal atât Partidului Comuniștilor, cât și partidelor de opoziție, celor trei partide, pentru a putea explica obiectiv situația așa cum este. Și în al patrulea rând, solicitarea protestatarilor este ca rezultatul alegerilor să fie invalidat. În același sens s-au exprimat și partidele politice, că alegerile au fost fraudate. Din acest punct de vedere, este necesară disponibilitatea autorităților Republicii Moldova de a verifica tot ceea ce a fost în listele electorale, în buletinele de vot, de a putea verifica tot ceea ce a avut loc pe data de 5 aprilie și pe baza tuturor celorlalte probe să fie invalidat scrutinul și respectiv anunțate alegeri repetate. Aceste lucruri convenite pot asigura, sunt convins, o liniște în societate și o posibilitate de a-și exprima din partea celor nemulțumiți în un punct de vedere în modul în care nu se încalcă legea. Și spre aceste lucruri tindem și aceste lucruri vom face în continuare în această zi și în zilele următoare. Noi am încercat astăzi de mai multe ori să ameliorăm situația. Bineînțeles că am așteptat, poate chiar ieri sau astăzi de dimineață, o chemare în acest sens a liderilor Partidului Comunist pentru a avea o întrunire ca să contribuim la ameliorarea situației. Dar, cu părere de rău, n-a parvenit nicio propunere. Am încercat singur să facem acest lucru. Consecințele, bineînțeles, sunt destul de nefaste. De aceea, cred că este foarte important să revenim la o stare normală, atât în societate, protestătarii și, bineînțeles, ca liderii comuniștilor să țină cont de propunerile coordonate ale acestor trei partide politice. Vă mulțumesc! Pentru o precizare, deoarece în lurele de cuvânt anterioare s-a făcut referință la subiecte care depășesc doar cadrul celor care se întâmplă astăzi în centrul capitalei, vreau să declar, PCRM nu a avut intenția, nu o are și ar fi categoric lipsit de logică să fie avut intenția de fraudare a alegerilor. Vreau să vă spun că fac această declarație inclusiv și pe contul propriei experiențe. Timp de 8 săptămâni a campaniei electorale, nu am ieșit din sate și din orașele mici. Peste 100 de întrevederi electorale, fiecare cu o durată de la 2 ore jumate până la 3 ore. Discuții calme, discuții la subiect, fără atac la persoană, fără atac la partide politice. Și rezultatele acestor întrevederi îmi dau un temei foarte puternic. Într-adevăr, să înțeleg de unde a venit un număr important de voturi. Acum, la subiect. Validarea sau invalidarea rezultatelor alegerilor nu este un exercițiu pentru politicieni. Validarea sau invalidarea nu decide strada și nu decide piața. Am spus că diferite grupuri de alegători și-au dat voturile pentru diferite partide. Și aș vrea să vă întreb, ce o să fie în această țară
dacă susținătorii fiecărui partid politic vor contesta și vor cere anularea rezultatelor alegerilor. Există norma legală, există buchia legii, există sistemul respectiv, Comisia Electorală Centrală, Curtea Constituțională. Și în acest context, eu susțin pe deplin dreptul oricărui concurent electoral, din momentul dacă are dubii, din momentul dacă vine cu probe, cu probe, repet, nu cu emoții, cu probe, acest proces să fie desfășurat conform prevederilor legislației din Republica Moldova. Ambasadorul Republicii Moldova în România, Lidia Guțu, a fost convocată la Chișinău pentru consultări în legătură cu evenimentele care se produc în